păreri din asta aveți despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Eu v-ați dorit ca Republica Moldova să integreze pozitiv, în da, da. Dar de ce susțineți integrarea europeană? Ce credeți că se va schimba după integrare la noi în țară? Da, păi eu știu, poate și mai bine. Poate ne-a dat vă două capici mai mult. Cunoașteți acolo salariile, pensiile da. Sunt mult mai ridicate decât la noi. Și vă doriți și dumneavoastră un nivel de trai mult mai decent. Da, da. Dar despre unirea cu România, ce părere aveți dumneavoastră? Da, nu știu. Da, noi de-am suntem în vârstă. Asta cine este cea mai simplă cale de a adera la Uniunea Europeană, pentru că altfel... Cine știe, vom ajunge noi până la unirea cu România, oare nu? Dar dumneavoastră, cum credeți, ar fi bine la un referendum, cum ați votat? Pentru unirea cu România sau împotrivă? Suntem un neam, vorbim o limbă de trei ori în istoria. Ne-am gândit până atunci, până la referendum ne-am gândit. Tradiții, religii. Plus la toate ne ajută foarte mult cu reparații de grădinițe, burse pentru studenți, transport pentru elevi. Da, 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 avem grădinițe. Da, cunoașteți că este renovată și da. Ce părere aveți despre proiecte? Chiar e făcută din talpă, de la... Era greu cu copiii. Nu că e renovată, dar e făcută chiar de la zero. Temelii, da. Da, de la zero. Cu suport financiar cu suportul financiar al României, da. Mulțumim, astfel de proiecte mulțumim. Sunt pe întreaga țară. Pe 2019, spre exemplu, sunt preconizate ca să fie reparate peste 250 de grădinițe. Suntem mulțumiți noi, ca bunei și mamele și tot că s-a făcut ceva în satul nostru. La nou de... Mititel și nu prea avem perspectivă, școală nu avem, grădiniță nu era, dar cu ajutorul României s-a făcut. Deci să înțeleg că nu sunteți total împotriva unirii cu România, nu. Dacă ar fi spre beneficiul nostru, nu, dacă ați votat spre beneficiul nostru, nu. Ei sunt mult mai dezvoltați decât noi, cu economii mult mai puternic, da. Salariile și pensiile de 3 ori mai mari decât ale noastre, 3-4 ori mai mari decât ale noastre. Moldova nu e europeană. Ce părere? Ar fi o părere bună, că... Oarecum că e foarte greu în Republica Moldova. Dar ce așteptări aveți de la integrare? De o parte, nu credem de grabă, n-a să fie bă. Dar din ce cauză? Din ce cauză? Că e, știi că o să primește la noi în Parlament, că e ca broasca și ca racul, ca știuca, știi, tăi trag diferite părți, nu se uniți. Da, dar noi ca stat independent foarte greu să ne integrăm în Uniunea Europeană. În această cauză este o cale foarte simplă, unirea cu România. Datorită unirii cu România, automat intrăm în Uniunea Europeană. Da, dar cred că de grabă n-ar fi. De ce? Peste 1 milion de cetățeni a Republicii Moldova deja au cetățenie dublă. Da, este, da. România ne ajută foarte mult prin granturi nerembursabile. 900 de grădinițe au fost renovate din bugetul României. Au fost dotate și microbuze, drumurile au fost reparate. Gazoductul Ungheneaș la fel. Atunci, la un eventual referendum, ați votat pentru integrare și pentru unire? Da, da. Mm-hmm. Se pare foarte bine. Un salariu și ară... Poți trăi mai bine, știi? Că la noi... Mai multe posibilități în România. Da, ai mai multe posibilități. Da, și dacă ne vom integra în Uniunea Europeană, aici vor apărea mai multe locuri de muncă, se vor deschide mai multe fabrici și nu mai va avea de lucru, nu va fi nevoită să migreze peste hotare. Mulți vor să stabili peste hotare. 30% și... pleacă în Uniunea Europeană și 32% pleacă da, în Rusia. Da. Tot azi de părerea asta că se integrează în Uniunea Europeană. Mă uit că numai felurite ajutoare ne dau. Dacă chiar România ne-a ajutat cu grădinița, ne-a făcut mm-hmm. grădiniță în sat. Trebuie să ne unim cu România, că n-ați nicem înapoi în Rusia. Dar din ce motiv doriți această unire? De motiv istoric, de motiv economic? Țara noastră e săracă și... Ne mai dau diferite ajutoare și... Considerați că România este bogată față Republica Moldova. Da, da, e bogată. Da, poate cunoaște că care sunt salariile la ei, pensiile? Salariile și pensiile sunt foarte mari. De 3-4 ori sunt mai mari da, decât Republica Moldova. Care au proprietate privată, au pământuri, li se mai dă și ajutoare mari. Indemnizație, adică? Indemnizație, da. Am gineri în Italia, am nepoată învață în România. Și cum spune nepoată că este să înveți în România? Bine. Are și bursă, nu? 2 luni jumate are și bursă. Dar a spus care este diferența dintre instituții de învățământ din România da, comparativ da, cu Republica Moldova? Foarte bine.